Sportiva Florentina Iușco din Deva, antrenată de profesorul Nicolae Alexe, a reușit să obțină weekendul acesta locul întâi la proba de triplu salt în finala campionatului național de atletism în sală. Sportiva a câștigat titlul național cu o performanță de 13 metri și 94 de centimetri, un nou record personal pentru Florentina în această probă. În cea de-a doua zi, în proba de săritură în lungime, deși a realizat un season best cu 6,52, Flori a terminat pe poziția secundă, dar antrenorul ei este mulțumit de evoluția pe care a avut-o la București și crede că Florentina are șanse să fie selecționată în lotul pentru campionatul european de sală de la începutul lunii viitoare.